Gabriela Ruse era pe locul 188 în clasamentul WTA înainte de Transylvania Open și a ajuns pe tabloul principal al turneului după ce a primit o invitație de participare din partea organizatorilor. Spiritul de luptă, dar și publicul de la Cluj-Napoca au ajutat-o să ajungă până în finala competiției. A fost cea mai mare bucurie și cel mai frumos cadou de ziua mea, pentru că urmează ziua mea curând. Mă bucur foarte mult că au venit atât de mulți români să mă susțină. A fost o plăcere să i-am în spatele meu și sunt foarte fericită cu rezultatul, chiar dacă nu este trofeul cel mare. Românca a condus cu 3-0 în primul set, însă în game-ul al treilea a început să aibă dureri puternice la gamba stângă. Meciul s-a încheiat 6-3, 6-4 în favoarea Tamarei Corpaci din Germania. M-am gândit de multe ori la abandon, chiar dacă durerile au fost la un moment dat foarte, foarte grele și aproape imposibile. Mi-am dorit să închei meciul și chiar dacă la un moment dat mi-am dat seama că, din păcate, nu pot câștiga meciul, am încercat să dau tot ce e mai bun pentru ei, pentru public. Ca să poți să intri pe teren și să câștigi o finală, trebuie să ai mereu un dialog intern foarte, foarte bun, încă de când te trezești, până când intri pe teren. Din păcate, acolo la 3-0 în primul set, cu minge de 4-0, s-a încurcat un pic, s-a schimbat un pic dialogul intern, au început să apară dureri, a început să apară o ușoară panică. Nici ușor cu mii de oameni care te susțin și în prima finală, acasă. La final, Gabriela Ruse a dat autografe și s-a fotografiat cu o parte dintre cei care au venit să o susțină. Faptul că am avut o româncă în finală a însemnat o diferență foarte mare pentru turneul nostru. Am avut și un număr record de românce la start, 7 românce pe tablou principal și până la urmă s-a demonstrat că ce am spus la început, că facem acest turneu datorită lor și pentru ele, s-a adeverit și mă bucur foarte mult că am avut o finală cu o româncă. Turneul de tenis Transylvania Open de la Cluj-Napoca a fost la a treia ediție. În 2022 a fost votat cel mai bun turneu din categoria sa.